În multe feluri, internetul este vestul sălbatic al divertismentului și al informației. Comparativ cu alte forme de media, precum televiziunea, filmele, tiparul, știrile sau cărțile, internetul este încă la începuturi. O formă de creație specifică internetului este arta meme, o unitate amuzantă de informație culturală împărtășită, modificată la nesfârșit și repetată de audiență. Este clar că internetul apreciază un meme bun. Pe de altă parte, Vladimir Putin nu este un fan. Exact, fostul agent KGB de 67 de ani care a ajuns prim-ministru și apoi președintele Federației Ruse a dovedit că face parte din altă generație când a declarat război mimurilor. Ei bine, nu tuturor mimurilor. Anumite secțiuni din legislația votată de Parlamentul Rus le oferă autorităților rusești capacitatea de a amenda, aresta și chiar trimite la închisoare pe cetățenii care postează conținut lipsit de respect despre oficialii ruși, inclusiv despre președintele Vladimir Putin. Această lege include meme-uri de pe internet considerate revoltătoare în funcție de unele criterii flexibile. Cine ar fi crezut că un om care și-a asasinat criticii precum Boris Nemtsov și Anna Politkovskaya nu ar aprecia o glumă bună? Deși interesant, inabilitatea de a primi critică a fost o temă recurentă în cariera politică a lui Putin. După ce a ajuns la putere, una dintre primele acțiuni pe care le-a elaborat a fost interzicerea unei emisiuni satirice de teatru de păpuși numită Cucli, pentru că l-au prezentat ca fiind un pitic nervos și profan. Legislația anti-meme din 2019 pare o extensie naturală a aceleiași atitudini față de orice glumă critică. Legea a fost introdusă de senatorul rus Andrei Klishas în numele Partidului Unit Rus, condus desigur de către Vladimir Putin. Legislația are destui critici în Parlamentul Rus, precum avocatul Sergei Jvakin, care a afirmat: "În curând vom face glume despre autorități în șoaptă." Alți politicieni din opoziție nu s-au oferit să-și spună părerea, afirmând că legea este o formă de cenzură menită să oprime orice formă de critică. Chiar și Sergei Ivanov, un membru al Partidului Naționalist ALDE-PR, care de obicei îl susține pe Putin, a afirmat: "Chiar dacă încetăm să-i mai spunem prostului prost, tot prost va rămâne." Totuși, din moment ce Putin are ultimul cuvânt, nici una dintre aceste critici nu au reprezentat altceva decât replici adresate opoziției. Haideți să vedem ce se întâmplă mai exact dacă sfidezi legile de cenzură pe internet introduse de Putin. Ei bine, la prima abatere ai putea fi amendat cu până la 100.000 de ruble, adică 1.323 de dolari. Pentru cea de-a doua ofensă ai putea fi amendat cu o sumă de două ori mai mare și ai putea să riști 15 zile într-o închisoare rusească. Această măsură reușește să descurajeze pe oricine din a posta mimul favorit cu Putin, chiar dacă pare o exagerare din partea guvernului. Acum trebuie să ne punem câteva întrebări. În primul rând, ce este un meme? În al doilea rând, de ce ar fi un lider mondial care este dispus să otrăvească oameni cu poloniu, speriat de câteva glume de pe internet? Și în cele din urmă, ce meme-uri sunt considerate de Putin demne de a fi pedepsite? Din fericire, vom putea răspunde la toate aceste întrebări. Deci, meme-uri. Haideți să deslușim misterul acestui trend. Poate te va interesa să afli. Conceptul de meme datează dinaintea internetului. Expresia a fost pentru prima dată introdusă de binecunoscutul om de știință și academician Richard Dawkins. Mimurile, în cea mai simplă formă, sunt idei care se răspândesc. Pot fi acțiuni, ideologii, cuvinte, comportamente sau conținut media. Orice poate deveni un meme. De la stilurile muzicale ale bandei Smash Mouth la imaginea unui iubit distras. În cuvintele lui Dawkins, mimurile sunt pentru cultură ceea ce sunt genele pentru viață. Precum evoluția biologică este alimentată de supraviețuirea celor mai bune gene din bazinul genetic, evoluția culturală poate fi alimentată de cele mai de succes mimuri. Astfel putem înțelege de ce cineva precum Vladimir Putin are o aversiune față de mimuri care fac mișto de el. Putin urăște mimurile din același motiv pentru care președintele chinez Xi Jinping a interzis comparațiile între el și personajul cunoscut Winnie the Pooh, iar Spania a încercat să interzică imaginile care pătează onoarea altei persoane. Motivul este simplu, mimurile se răspândesc.
Precum a spus Dawkins, un mim în sens cultural care se răspândește destul de departe are puterea de a deturna o conversație culturală. Chiar dacă acest lucru nu i s-ar întâmpla unei persoane normale precum tu sau eu, Putin are un motiv întemeiat de îngrijorare. Poate te surprinde să afli că Putin și oamenii din jurul lui sunt genii în marketing. Exact, poate îl asociezi pe Putin și guvernul lui cu o putere brută mai degrabă cu abilități de relaționare, dar numai pentru că asta vor ei să crezi. Toată lumea a văzut pozele ridicole cu Putin călărind fără tricou sau făcând judo sau notând cu delfinii. Aceste imagini devin ele însele mimuri, dar au fost proiectate în acest sens. Chiar dacă mulți oameni văd aceste imagini și le dau share pentru că par amuzante, ceea ce într-adevăr sunt, aceștia fac exact ce își dorește Putin. Motivul este următorul. Chiar dacă îl fac pe Putin să pară puțin mai amuzant, îl fac să pară și puternic. Putin și echipa lui au depus mari eforturi pentru a proiecta o imagine care să portretizeze putere, conducere, masculinitate, folosind orice modalitate, de la fotografii modificate la mesaje deloc subtile în muzica pop rusească. Duetul pop Singing Together a lansat un cântec Un bărbat ca Putin, având următoarele versuri. Vreau un bărbat ca Putin care nu bea, vreau un bărbat ca Putin care nu mă face să fiu tristă. Cu versuri atât de măgulitoare, este greu de crezut că nimeni din echipa lui Putin nu a fost inspirat puțin de procesul de scriere. Ceea ce încercăm să spunem este, Putin și asociații săi folosesc mimurile de decenii pentru a proiecta ideea că Putin este un lider puternic și neînfricat și cel puțin parțial, această campanie a funcționat foarte bine. Deci, e clar că dacă o campanie bazată pe mimuri îl poate ajuta pe Putin, o ofensivă cu același caracter l-ar putea afecta. Motivul este faptul că mimurile în mod natural au tendința de a se răspândi. Astfel, este benefic pentru guvernul rus să introducă o legislație care le oferă capacitatea de a opri mimurile ce ar reprezenta un potențial pericol. Probabil te întrebi ce mimuri te vor pune în vizorul guvernului rus. Cel mai important, nici unul dacă nu locuiești în Rusia. Totuși, dacă ești cetățean rus, probabil vei fi surprins să afli că un număr mare de mimuri sunt considerate defăimătoare sau chiar extremiste de legile de cenzură rusești. De fapt, Rusia are o listă de peste 4.000 de imagini diferite, considerate extremiste, care pot fi cenzurate sau urmărite penal. Nu avem timp să trecem prin toate, dar hai să ne uităm la câteva exemple mai populare și să vedem studiile de caz ale oamenilor acuzați datorită acestor legi. Primul este cazul ciudat al Mariei Motuznaya, o utilizatoare de internet în vârstă de 23 de ani, a căror alegeri de mimuri i-au adus doar probleme. Scena așa zisei crime a fost VKontakte sau VK, cel mai popular site media din Rusia. Maria nu era o revoluționară înrăită, doar posta mimuri amuzante acum 3 ani, multe dintre care nu ar mai fi postate acum. Totuși, această alegere juvenilă a pus-o față în față cu amenințarea de a petrece 6 ani în pușcărie. Același lucru poate fi spus despre Daniel Markin, de 19 ani, ale cărui obiceiuri de a posta mimuri pe VK au fost considerate ilegale de către legile rusești de cenzură pe internet. Care au fost mimurile care i-au băgat în atâtea probleme pe cei doi cetățeni ruși? Una a fost o imagine cu un grup de călugărițe care fumează, iar textul spunea repede cât nu ne vede Dumnezeu. A doua era o imagine tradițională cu Isus, a cărui față a fost înlocuită cu personajul Jon Snow din Game of Thrones. Aceste două imagini au fost percepute ca o calomnie la adresa Bisericii Ortodoxe Rusești, o instituție religioasă puternică aflată în strânse legături cu guvernul și deci cu Vladimir Putin. Postarea acestor mimuri i-a pus pe Maria și pe Daniel pe o listă rezervată de obicei teroriștilor. Desigur, din moment ce guvernul rus are o istorie de a face oamenii inconvenabili să dispară prin încarcerare sau asasinări, Maria și Daniel au rămas într-o stare continuă de frică. Incidental, acesta este și scopul legislației. În 2017, 411 cazuri criminale au fost create pentru utilizatori de internet care au postat conținut calomnios. Chiar dacă nu pare un număr mare, generează un sentiment de frică în oricine dorește să posteze mimuri dezaprobatoare.
Totuși, legea acoperă mult mai mult decât mimurile cu conotații religioase. Legislația este atât de vastă încât orice mim poate fi perceput ca denaturare a acțiunilor sau personalității unui individ, chiar dacă e clar că intenția este alta. Astfel, orice mim poate fi înlăturat sau poate deveni chiar cazul unei urmăriri penale. Un alt exemplu este un mim portretizându-l pe muzicianul rus Valeri Siutkin, în care o poza lui Valeri a fost cuplată cu versurile profane ale unui alt cântăreț. Acest lucru l-a supărat pe Valeri, care a dat în judecată website-ul unde mimul a fost postat și a câștigat. Legislația oferă guvernului rus puterea de a bloca website-urile fără investigații publice sau procese juridice. De asemenea, există măsuri care obligă bloggerii să își înregistreze blogurile pe numele legal, astfel bloggingul sub anonimat devine ilegal. Legile de control ale mimurilor se intersectează cu alte legi controversate ale Rusiei, precum cele legate de homosexualitate. În timpul protestelor pentru drepturile omului în Rusia a apărut o anumită imagine ulterior numită clovnul gay, portretizându-l pe Putin purtând machiaj pe un fundal colorat. Evident, guvernul rus a încercat să interzică imaginea imediat, totuși acțiunile au condus la creșterea popularității imaginii, deoarece încercările de cenzură au atras atenția națională și internațională. Acest fenomen este cunoscut ca și efectul Streisand. Orice mimuri care îl portretizează pe Vladimir Putin ca homosexual sau elaborând acțiuni homosexuale sunt incredibil de ilegale. Și un număr de variații diferite ale imaginii clovnul gay reprezintă un procent mare din miile de mimuri interzise oficial. Altele includ imagini cu Putin îmbrăcat în clovn sau sărutându-l pasional pe Donald Trump și chiar și un video în care Putin se declară homosexual. Oricine s-ar uita la aceste exemple ar spune că este ceva amuzant, desigur nu genul de lucruri cu care un lider mondial ar trebui să-și piardă timpul. Dar pentru toate motivele despre care am vorbit în acest video, situația nu este chiar atât de simplă, nu-i așa? Pentru Partidul Unit Rusesc, mitul despre Vladimir Putin este la fel de valoros precum persoana acestuia. Atunci când oamenii se gândesc la Putin sau la Rusia per general, se gândesc la o forță puternică de neoprit, o imagine care este rezultatul unei campanii de propagandă atent creată pe parcursul câtorva decenii. Adevărata putere a mimurilor și motivul pentru care ești amendat sau chiar arestat în Rusia datorită lor este faptul că dovedesc câtă putere deține un utilizator de internet aleatoriu, puterea de a distruge această propagandă costisitoare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!